E foarte bun la execuție. Nu are dificultăți de 6, dar să așteptăm să vedem ce sare. Da, Tsukahara 900, cu un pas în față, mai slab decât în calificări. 5-2 dificultate. După Onder, intră în arenă Marian Drăgulescu. Creștem un pic tensiunea și presiunea noi, pentru că el trebuie să rămână relaxat. Să facă ceea ce a pregătit, ceea ce a reușit în sala de antrenament. Ați văzut peste 9 note la execuție pentru Onder. A doua evoluție. Oh, mâna jos la acest dublu, instând pe mâini, în poziție grupat. Hai, Mariane! Colegii îl încurajează, toată lumea, toată delegația României prezentă la această ediție a întrecerii masculine. Acum 20 de ani, la Bremen, debuta la campionatul european. Marian de atunci a strâns foarte multe medalii. 18 la nivel continental, 10 dintre ele de aur. Are 10 medalii la mondiale, 8 dintre ele de aur. Ce palmares, ce sportiv de excepție, ce talent! Marian Drăgulescu, grație talentului, a rezistat până la această vârstă în gimnastică. Săptămâna viitoare face 40 de ani. E al șaselea Onder cu 13.733.